Astăzi am să vă prezint Fernox TF1 Omega Filter. Cutia e puțin mai îmbuțită, mulțumim mașină pentru instalare, următoarea instalare. Ce avem înăuntru? Avem două valve, deci una, două, avem garniturile, avem filtrul propriu zis, cam așa arată, greu, calitate. Și avem robinetul de golire, robinetul de golire vine aici. Are garnitura. Are garnitura aici înăuntru. Deci se montează garnitura. Ăștia doi aici. Când vrei să-l cureți, oprești centrala de la curent, închizi cei doi robineți. Are un magnet aici. Da? Scoți. Tap un picuț. Îl deschizi de aici. Aici are cheia în jos. Deschizi ăsta, închizi înapoi, pui presiunea înapoi în centrală, dai drumul înapoi la centrală. Aici are cărțile, cum se poate pune 30 de secunde inhibitorul, cleanerul la fiecare service. Mai are și acest acțibil care se lipește pe centrală, data când a fost instalat, cu număr de telefon. Iar aici are cartea tehnică cum trebuie instalat. Mai multe modele de încălzire, mai multe feluri, cum să curăță, cum să oprește. Tot ce aveți nevoie e în manualul de instrucțiuni. Deci exact, TF1. Sunt mai multe feluri de TF1. Asta e unul dintre modele care folosim. Mai e unul așa. Bine, asta poți să-l folosești oricum. El aici, înăuntru, deci are două garnituri de siguranță, nu mai e ca celălalt, e updated, mult mai bun. Iar înăuntru, vedeți, are camerele astea și aici vine magnetul. În funcție de asta îi face flow, cum trece până el. Poți să reglezi cum trece apa până el și ce treacă. Cam asta a fost despre Fernox TF1 Omega Flex. Mega Filter e unul dintre cele mai bune pe piață momentan, împreună cu preferatul, deci astea două sunt preferatele mele care le instalez, ăsta și Spiro MB3.